Noul scandal a pornit de la o informare făcută de primarul Constantin Toma către primarii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, prin care edilul șef avertiza că populația din mai multe comune buzoiene ar primi apă otrăvită de la compania de apă, bazându-se pe rapoarte ale DSP, potrivit cărora unii parametri de calitate sunt depășiți. În ședința de astăzi, președintele ADI, Petre Emanuel Neagu, a solicitat un răspuns din partea managerului companiei de apă. Ce vreau să vă întreb eu, ca să fie lucrurile foarte, foarte, foarte clare. Apa care a fost furnizată de către compania de apă către beneficiari în OAT-uri a fost otrăvită sau nu a fost otrăvită, a fost bună de băut sau a fost portabilă sau nu a fost portabilă? Domnul președinte, vă răspund ca după lege, chiar dacă pare avut. Toate localitățile care le-am preluat cu o furnizare de apă, cu anumite derogări date de autoritățile sanitare și pe care le-am respectat și care se respectă lege. Deci apa avea, pentru anumiți parametri, anumite depășiri în fiecare localitate. Asta este apropo altceva, deci în toată mă repede. A fost sau nu a fost? Apa a fost o apă, nu otrăvită. Ea, cer o leacă de discernământ când a... Erau morți, da. Erau morți. După explicațiile date de responsabilul de la compania de apă, șeful Consiliului Județean a avertizat că prin informarea făcută de edilul șef Constantin Toma s-a indus panică în rândul populației mai multor localități. În primul rând, nu mi se pare corect să venim cu o poveste practic ce s-a întâmplat acum. Eu voi cere eu de data aceasta control pe anumite instituții în calitatea mea de președinte al Consiliului Județean și prin votul domniilor voastre, președinte ADI, la anumite instituții, pentru că ăsta este atentat la siguranța națională. Cine greșește, plătește, dar și cine dezinformează, va plăti. Pentru că cetățenii într-o anumită panică. Pentru că nu este corect să ne ducem la televizor sau la oricine. Știu că mass media are nevoie de subiecte, sigur că da, dar această problemă cu apa, din nefericire, există în toată țara, inclusiv în capitala Republicii, care se cheamă București. Șeful Palatului Comunal a absentat de la ședința de astăzi, fiind într-o deplasare la Timișoara. După ce a aflat că în ședința ADI nu i s-a dat dreptate, primarul Constantin Toma a răbufnit. Este o mistificare, apa este nepotabilă, este otrăvită. Populația, o parte din populația județului Buzău plătește această apă otrăvită la preț de apă bună. Mai mult de atât, într-o parte din aceste localități au fost făcute investiții pe bani europeni și acele stații de tratare a apei potabile nu funcționează. Bineînțeles, domnul Petre Neagu, ca de obicei, este alături de prietenul lui cel mai bun, care se numește Ionel Pescaru. În mare parte din rudele domnului președinte Neagu sunt angajate la compania de apă, iar soția domnului Pescaru este șeful de serviciu la Consiliul Județean. O mare parte din primari, sunt membri ADI, au rude foarte apropiate angajate la această companie de apă. Pentru ei nu este interesant, important că populația de acolo, oamenii de acolo, buzoienii de acolo sunt pătrătiți, contează numai interesul propriu. Anticipând o nouă reacție vehementă din partea edilului șef de Buzău, Petre Emanuel Neagu i-a informat pe primar că se va retrage din funcția de președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară din cauza tensiunilor interminabile. Dumneavoastră hotărâți, eu vă anunțe și presa aici, probabil că sunt la ultima ședință ADI, prezent eu ca persoană fizică, Emanuel Petre Neagu, pentru că m-am săturat de un an de zile să primesc tot felul de dezinformări de la tot felul de oameni. Nu este vinovat Consiliul Județean că nu știu ce probleme, nu știu ce filtre, nu știu ce lucruri să petrec la compania. Cum nici dumneavoastră, domnilor primari, care sunteți
responsabili vis-a-vis de cetățenii dumneavoastră, cred că aveți alte lucruri de făcut astăzi decât să fiți târâți în tot felul de scandaluri. Ne hotărâm. Vrem să facem ceva pentru județul Buzău sau vrem să ne facem imagine? Cer de la mai mulți oameni mai mult echilibru și cu asta basta. Iar de aici încolo sunt hotărât. Când cineva va mai leza interesele Consiliului Județean și chiar și persoana mea, atunci când cred că nu are dreptate acel cineva, indiferent cine este, voi face cum au procedat și alții cu mine. Ați anunțat niște controle. La ce instituții și ce anume? Păi este firesc să fie așa, pentru că eu m-am alarmat. Vreau să facem chiar un control amănunțit acolo unde să punem pericol sănătatea cetățenilor județului Buzău. Și după ședință și-a motivat gestul, nu înainte de a ironiza din nou informarea făcută către primari cu privire la calitatea apei din mai multe comune. Normal să am o amărăciune că din nefericire sau din fericire, momentul în care a apărut acel comunicat, eu eram într-o delegație oficială în Spania și bineînțeles că m-am alarmat, nu e așa, ca și reprezentant efemer la conducerea Consiliului Județean, că eu știu, cetățenii județului Buzău sunt otrăviți cu apă și a trebuit să mă informez să văd dacă este adevărat. Lucrurile, din fericire pentru consumatorii de apă, nu stau așa, deci fără niciun fel de problemă cetățenii nu sunt într-un pericol eminent să pățească ceva, iar anumite lucruri, deci nu are niciun fel de legătură și vreau să precizez acest lucru, nimeni nu face nicio presiune pe mine, nici nu a făcut, m-am hotărât ca să nominalizez pe altcineva în ADI din partea Consiliului Județean. Ar fi trebuit să se retragă de mai mult timp, susține primarul Toma, care a avansat și ideea că Petre Emanuel Neagu ar trebui să își dea demisia și din funcția de președinte al Consiliului Județean. Președintele Consiliului Județean a zis că se va retrage din funcția de președinte al ADI. Da, așteptam să dea demisia de la început, inclusiv din funcția de președinte al Consiliului Județean, pentru că nu este în stare să facă față unei asemenea funcții. Trebuie să aibă patriotismul local și să țină cu populația județului Buzău, nu numai cu familia din care face parte împreună cu pescarul și cu altceva obrăjit. Contactat de reporterii Campus TV, Petre Emanuel Neagu s-a arătat surprins de declarația primarului Constantin Toma. E părerea domniei lui. În primul rând, eu nu reprezint numai pe domnia lui în Consiliul Județean, eu reprezint mult mai multă lume în Consiliul Județean. Și părerea domniei lui, probabil că o fi dat o declarație la cal, neștiind contextul în care s-a desfășurat ședința ADI, eu nu am nimic personal cu domnul primar, chiar îi respect activitatea, îndrăsc fiecare cu problemele lui. Iar astăzi n-am făcut nicio referire la domnia lui. Potrivit unei informări din partea companiei de apă, la Murgeș, Pogoanele, Padina, Puiești, Vipere și Ciuta, apa furnizată are parametrii de calitate depășiți la amoniu, fier, cloruri, bor, azotați și azotiți, dar încă se distribuie către populație cu derogare din partea Direcției de Sănătate Publică. De la 1 ianuarie, o directivă europeană va obliga operatorul regional să scadă 30% din facturile emise către consumatori. Din aceste localități, responsabilii companiei de apă susțin că se vor face investiții pentru ameliorarea calității apei din zonele afectate.